beginning of the chairs. Looking for the chairs. I like it. Reminds me of that game, I don't know if you played that in school. You know, the less and less chairs, and it's like a fight. Sometimes it gets really violent. It's a gene of survival, I think. It takes over. Really. Because I need to be the first, and I need to be the best of the winners. I like to watch. It's okay. I can always. But I mean, it will disturb other people. It's okay. I'm went to some stones in Hungary or something. And afterwards, you know, he told me. I tried to translate him. It was fine. I don't mind just looking. I can get some of it. Not all. Yeah, you're right. Somehow. It's like a movie scene. You know, finding the script, the play script, and then put it as a file on the homepage and people can read the lines of the movie. I'm sure it must be translated. Don't you think? I mean, is there another, like a translation in English, just the text somewhere. I have to look for it. Yeah? Okay. Simple,
plictisit de istoria Franței. Uite, vreau să privesc. Văd să te apăpă. Nu le poți vedea puișorul în noapte, scumpule, nu e soare. A rămas umbra lui, da? Ei, hai, vino de te așează. Și așa nu le poți vedea. E noapte. Vreau să privesc, știi, doar așa de mult îmi place să privesc apa. Cum pot, puișorule? Uite, mie îmi da amețeală. Casa asta, insula asta, apă cât vezi cu ochii, apă sub ferestre. Toate s-au schimbat. Tu de ce crezi că s-au schimbat? Știu și eu. Îngerașule. Poate, fiindcă cu cât trece timpul... ne confundăm. Și asta datorită pământului. Pământului care se învârtește, puișor. Ești un mare safan. Ești grozav de talentat. Dacă ai fi putut fi avocat șef, doctor șef, mareșal șef, dacă ai fi avut puțină furință. Și la ce ar fi folosit? N-am fi trăit mai bine. Și urma urmei, avem o situație, uite. Avem o situație. Sunt mareșal. Mă rog, mareșal al blocului. Dat fiind că sunt portar. Puișoară. Tare mă plictisesc. Erai mai vesel când priveai apa. Ca să ne distrăm, imită cadrul în seara. Imită tu, e rândul tău.